Dacă vorbim despre Uniunea Europeană sau Federația Rusă, de unde ar aduce eu mai multe în Republica Moldova? Ar aduce din Uniunea Europeană, da? Că astăzi la noi de unde au crescut? În nord numărul de unioniști, domn Boțan. Că ei văd ce se întâmplă în România. Eu văd pe Dodon că el e că завтра война, нападут НАТО, adică el e colui acolo, secte. Dar oamenii mulți vorbitori de rusă. Ei trec prutul, văd ce-i la Iași, văd altă calitate de viață. Vorbesc cu oameni de afaceri de acolo care nu dau mită, nu, nimeni nu-i strânge de trânș, nimeni nu le dă zădăni să colecteze niște bani înainte alegerilor pentru un partid sau altul. Și oamenii devin, vor unirea cu România în nord, unii, din cauza că s-au saturat de Filat, Plahotniuc, Voronin, Dodon, dar nu de atât că România, pământ românesc, înțelegeți? De asta eu am prins aici două luni, vă doi ani urmângând. Că noi până azi devenim așa atractiv pentru malul drept, adică pentru malul stâng, înțelegeți? Adică noi astăzi, Transnistria, niciodată n-a scotărâm problema, până noi, puterea centrală, să-i spunem, cum corect, adică nu vom deveni atractivi pentru dânșă. Ei azi au mai multe medicamente ca noi, energie electrică, mai ieftin și mai ieftin. Domn Boțan, eu vă da asigur, cum cetățenii din Transnistria vom deveni noi pentru dânșa atractivi, așa ca pentru mulți România, apii în două zile îi pun capacul șlugul Șan, cu tăt cu șerif, nu mai vorbesc de Krasnoyarsk și restul, ca și ea nu hotărăsc nimic, înțelegeți? Ia care e situația reală în ziua de azi. Sunt de centru, sunt cu poporul Republicii Moldova și voi implementa tot ce este mai bun. Pur și simplu, tăți care vorbeau despre valorile europene și justiție ca în Europa, așa cum tăți ani pe mine mă criticau ca mâna Moscovei, dar nu-și cred eu că această justiție ca în Europa o să fie Moldova, dar atunci dacă ați fac reformele astea eu.